București FM 98,3. Invitatul meu de astăzi este profesor dr. Dan Mănăstireanu. Domnul Mănăstireanu a pus bazele primului masterat de medicină de dezastru din România și acum predă la Universitatea din București. A fost primul medic primar de medicină de urgență, a înființat unitatea de primiri urgență din Spitalul Militar Central, a fost directorul Spitalului Elias, director adjunct al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, a participat la teatrele de operații din Somalia și Kosovo. Aș putea să vă spun foarte multe despre domnul Mănăstireanu, dar mă rezum la atât, o scurtă prezentare. Bună ziua, domnule Mănăstireanu, și bine ați revenit în comunitate! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Astăzi, știți cum e, astăzi se împlinesc 44 de ani de la marele cutremur care a luat atâtea vieți omenești și a provocat pagube imense și din când în când presa are obiceiul ăsta. De fiecare dată când se întâmplă ceva sau când se împlinesc niște ani de la producerea unui dezastru, iată, se inflamează și nu doar presa, toată lumea așa. Au loc discuții ample și aprinse în spațiu public, care din păcate durează doar câteva zile, după care se lasă tăcerea, apoi vine și uitarea, nu? Că este omenească și așa mai departe. Dacă mi-amintesc eu bine, ultima dată când ați venit aici în emisiune, trăiam vremuri normale pe atunci, se întâmplase o nenorocire, un fotbalist decedase pe teren, făcuse un stop cardiac și atunci se tot vorbea despre, așa ca o chestiune iminentă, despre achiziția și amplasarea unor defibrilatoare. Mulțumesc, domnule profesor, da, da. Așa. Nu doar pe stadioane, ci și așa, în anumite puncte din oraș. Ați mai auzit ceva despre subiectul cu pricina de atunci? Da, ce pot să vă spun este că federația, care e bogată și are bani mulți, mulți de tot, a luat defibrilatoarele, dar bineînțeles, în stilul nostru, a luat defibrilatoare și le-a dat la niște oameni care nu erau pregătiți. Adică să dai niște defibrilatoare de 10.000 de euro în niște cabinete în care oamenii habar n-au ce să facă cu ele, este, adică, o risipă. Iar chestia asta cu risipa cred că ne caracterizează. Din păcate ne caracterizează. Știți? Și asta este inclusiv pentru pregătirea pentru dezastru. Dar ce am realizat noi în cei 44 de ani de când s-a întâmplat tragedia? Ce am învățat noi în cei 44 de ani? Nimic. Un mare zero. Un mare zero. Și am să vă dau un exemplu foarte clar. În primul și în primul rând nu avem nicio formă de învățământ în legătură cu aceasta. Iar floricelele care au fost masterul meu și un master care este în Universitatea București, la care acum predau, care este făcută la o facultate pe care, dacă vă dau 100 de posibilități de a răspunde, nu o să o ghiciți, și anume la facultatea de geografie, e ușor umoristic, da. Așa, prezentarea, dar nu este, este reală. De ce? Pentru că acolo o doamnă profesor cu o vedere largă și cu o audiență, având în vedere valoarea dânsei, a reușit să facă. De ce? Pentru că în altă parte n-au fost posibilități să se facă. De ce? Pentru că nu exista interes. Iar ca să vă dau cel mai clar exemplu, ca să explicăm de ce se întâmplă acest lucru, și anume să justificăm că nu avem oameni, noi nu avem niciun specialist în medicină de dezastru format în România. Dar noi acum, domnule profesor, oameni, da, suntem în plin dezastru. Pandemia asta este un dezastru. Și folosim metodele crizelor și a urgențelor. De ce? Pentru că conducătorii noștri nu se pricep decât la crize și urgențe. Ei cuvântul dezastru nu l-au inventat încă, din păcate. Ați auzit dumneavoastră, de exemplu, despre un spital care are un departament sacrificat ca să facă, să-l facă, să-l transforme în departament COVID? Eu n-am auzit. Ați auzit dumneavoastră de niște cursuri de pregătire pentru medicii dermatologi ca să poată să ajute în monitorizarea pacienților? N-ați auzit. Ați auzit dumneavoastră despre întinderea rețelei de oxigen în
o zonă care este destinată sacrificiului pentru a fi transformat dintr-o secție de dermatologie sau de balneofizioterapie sau de psihiatrie să fie transformat într-o secție de terapie intensivă în situații de dezastru, n-ați auzit. Ei, asta se întâmplă în România. Am auzit... care să vă spun, eu nici nu mai, mă mai supără. Da. L-am auzit la un moment dat însă pe domnul Arafat spunând că ar trebui să intrăm în logica aceasta medicinei dezastrelor, dar cam atât am auzit. Auzim însă doar de că s-au activat codul roșu, planul roșu. Să stabilim un lucru foarte clar. Planul roșu este un plan de intervenție la situații de criză, da, care se termină cu... Și atunci cer ajutor de la, de undeva, de la sectorul vecin, de la județul vecin, de la bulgar, de la moldoven, de la ucrainien, de la nu știu ce. Mă înțelegeți? În dezastru, planul de dezastru se termină, eu nu am cui să cer ajutor. Dacă nu mă pot ajuta singur prin reorganizare, prin planificare și prin creșterea eficienței, n-are cine să mă ajute, pentru că e dezastru. Toată lumea este la pământ. Mă înțelegeți? Este greu de înțeles pentru un om care nu are niciun fel de studii în domeniu. Este foarte greu de înțeles care este diferența între urgență, criză și dezastru. Foarte greu. Dar eu le-aș face, eu le-aș face o recomandare conducătorilor noștri de astăzi. Vină la cursul meu de la Facultatea de Medicină de la Universitatea Titu Maiorescu și la audieze, că atunci poate înțeleg care este diferența dintre urgență, criză și dezastru. N-ar fi rău. Aș vrea așa ca să sistematizăm un piculeț lucrurile, să vorbim despre trei tipuri de dezastre. Despre cutremure, despre pandemia aceasta în care tocmai ne aflăm și despre dezastrele climatice, care bat la ușă. Da, care bat la ușă. Exact. Acum am o lucrare care vorbesc despre risipa de apă. Deși în România, eu predau și igiena la facultate și facem o lucrare împreună cu studenții mei despre risipă de apă. Deși nu trăim o criză a apei, dar o să o trăim. Dar o să o trăim. Despre desertificarea Brăganului se vorbește foarte, foarte serios. Problema între cele trei entități pe care le-ați adus în discuție este destul de mare și ea se caracterizează prin patologia creată. Deci dacă la COVID, uite, patologia este aceasta care o trăim, la cutremur, patologia este în special traumatică și chirurgicală, da? Dar pe amândouă le unește un lucru foarte, 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 foarte util și poate și pe a treia, ce anume multitudinea de cazuri de la reanimare, de la secția de terapie intensivă, de la secția de bolnavi critici. Eu îmi pot permite că sunt numai, prima mea specialitate este anestezia și terapia intensivă și am învățat carte în Spitalul Militar Central, spital de mare aliură, și zic că am făcut o terapie intensivă de bună calitate, iar la ora actuală, din păcate, este nesustinută. Nesustinută, am înțeles că ar exista un plan, pentru că niște oameni au înțeles că nu cumpărând ambulanțe o să rezolvăm problema și am înțeles că s-ar face un proiect, un program, dar am înțeles de vreo 3 ani că s-ar face un program pentru remodelarea și modernizarea secțiilor de reanimare, ceea ce ar fi necesar. De ce? Pentru că, să vă spun un lucru, de exemplu, în cutremur, cuantificarea sau ierarhizarea spitalelor se face după numărul de ventilatoare. Ceea ce a fost și la noi în epidemia aceasta nenorocită pe care o trăim, da? Bun, și apropo de ce vorbeam de defibrilatoarele din fotbal, mai de ună zi m-am dus într-un spital județean de foarte mare valoare și de foarte mare activitate și i-am întrebat ce faceți cu ventilatoarele? Păi zice, sunt în dulap. Cum în dulap? Păi nu le-am folosit. Păi de ce nu le-am folosit? Pentru că nu știm să le folosim. Deci au primit niște sisteme care nu au fost cu nimic
cum să spun, explicite, învățați să facă chestia aceasta. Da? E, asta s-a întâmplat și cu defibrilatoarele din fotbal, asta se întâmplă în România. Înțeleg că totuși rezidenții au făcut așa cumva și medici de alte specialități, niște cursuri pe repede înainte, pentru că nu mai aveam personal medical în secțiile de ATI. Ce rezidenți? Rezidenții de la medicină de urgență nu învață. Deci, în momentul de față, în învățământul medical românesc, nu există nicio formă de pregătire în medicina de dezastru. Asta am înțeles. Mă referam la ce s-a întâmplat acum în timpul pandemiei, când n-aveam suficienți medici la ATI și atunci înțeleg că s-au făcut așa niște cursuri pentru medicii de alte specialități pentru a putea... Nu vă supărați dacă începem să ne pregătim pentru ploaie când au căzut primii stropi. E târziu. Mă înțelegeți? De ce? Pentru că dacă îmi dați voie să caracterizez medicina de dezastru cu un singur cuvânt, medicina de dezastru este planificare sau organizare. Organizare este să te o faci pe cer senin, mă înțelegeți? În timp de liniște. Nu în timpul acțiunii. În timpul acțiunii vei face, dacă nu ai o planificare, un plan după care să acționezi, te vei trezi că acționezi anarhic, acționezi orb, ceea ce se întâmplă în momentul de față aici. Da. Bucureștiu, apropo de planul ăsta, totuși știm de atâta vreme că va veni la un moment dat cu tremurul cel mare. Bucureștiu e capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Sunt oficial 350 de clădiri cu risc ridicat de prăbușire. Are aproximativ 6.000 de apartamente expuse unui risc eminent, la care normal se adaugă spațiile comune, zonele comerciale, restaurantele și așa mai departe. Cei de la RIRISE au făcut un studiu și spun că în București avem peste 2200 de imobile vulnerabile la cutremur, însumând cel mai probabil 10.000 de apartamente și spații comune. Ce se va întâmpla cu toate acestea? Deci știm, ar fi trebuit să ne pregătim de mult pentru cutremurul ăsta. Apropo de ce spuneați, că nu există nici în Facultatea de Medicină un astfel de curs pe care să-l facă studenții de acolo. Apropo de faptul că autoritățile sunt interesate de subiect doar atunci când apare, iată, în discursul public și cam atât. Știți cum e? Este exact ca în tenis. În momentul când nu sunt un mare jucător, învăț o lovitură. O dau la numai perete. O folosesc. Aia o folosesc, da? Dacă noi suntem specialiști în medicina de urgență, aia o folosim. Și cumpărăm ambulanțe. Mă înțelegeți? Aici e problema. Pe de altă parte, nici măcar nu avem dotări suficiente. Țineți minte ce s-a întâmplat cu femeia respectivă care s-a aruncat de la balcon să scape de foc și nu aveau pompierii nici măcar salteaua aceea de salvare. Adică deci, cu salteaua, nici la dotări nu stăm aia, bine. Salteaua aceea de care toată lumea vorbește este butaforie. Salteaua aceea este luată doar ca să se liciteze, să câștige niște bani, atâta. Ea nu poate fi folosită în mod real, ea este folosită doar la demonstrații. În mod real există un alt tip, care nu există la noi, care sunt un fel de tamboline, mă înțelegeți? Și care sunt un fel de pături. Sigur. Mai deștepte. Da. Un fel de prelate mai deștepte. Uh-huh. Cam cum sunt prelatele la corăbii. Ei, aia se folosesc. Salteaua aia nu avea nicio șansă să o pui acolo printre pomi. Bine, m-am exprimat greșit, trambulina respectivă. Da. Pe alea nu sunt. Nu, păi da, stați puțin că alea sunt ieftine. Și nu câștigi nimic la licitații. Am înțeles. Deci n-are sens aici să le cumpărăm. Da. Păi da, ce sens are să le cumpărăm? Nu? Da. Bun, cred că pot fi produse și de croitoria din colț. Da, măcar la capitolul... Să le cumpărăm. Da. Măcar la capitolul ăsta de informare, de educare a populației s-a lucrat în decursul celor 44 de ani, adică s-a făcut ceva... După informațiile mele, sunt singurul în România care face un curs de medicină de dezastru. Eu l-am înființat prima dată la facultatea de la Oradea și ca să înțelegeți cum pe burle în România, în momentul când eu am plecat, el a mai durat un an și apoi s-a desființat.
M-am mutat la Facultatea de Medicină de la Titu Maiorescu, de la Universitatea Titu Maiorescu, unde am fost primit cu brațele deschise de niște oameni deosebiți, conducerea facultății de mare valoare, și mi-au permis să fac și acest, să continui cursul de medicină de dezastru și să-l fac inclusiv la asistenții medicali, pe care eu îi consider foarte important, niște actori extrem de importanti în situații de dezastru. Pentru aceea am și făcut mai multe cursuri în cazul organizat la asistenții medicali, pentru că dacă ar fi după mintea mea, eu aș organiza sistemul de dezastru pe baza asistentului medical. De ce? Pentru că el în organigrama sistemului medical ocupă o funcție centrală, o poziție centrală. Are relații și pe verticală și pe orizontală, deci e foarte bun ca să fie director pentru sau manager pentru situații de dezastru, da? Așa. Ei, în afară de asta am reușit să fac un master, dar cu niște contre de la RACIS. A venit o vestită doamnă profesor de la RACIS, care habar n-avea pe ce lume trăiește vis-a-vis de medicina de dezastru, și m-a întrebat, zice, da, ce dumneavoastră știți că există medicină militară în România? Ce nevoie avem noi de medicina de dezastru? Deci o profesoară de la RACIS, inspectoarea de calitate pe care putea să dea acreditare, și în momentul când i-am spus că sunt general doctor și că am înființat atâtea câte am făcut eu în armata română și pe așa, atunci mi-a dat aprobare pentru masterat, dar ea a venit cu o ură nemotivată. N-aveam nimica cu ea, nici mă cunoștea, habar n-avea, nici măcar n-a avut bunul simț să se uită pe internet să vadă cine e Dan Mănăstireanu. Și venea de la Târgu Mureș. Nu știu de ce a avut așa ură. Din cauza aceasta, materatul s-a desfințat. În sfârșit, asta e. Spuneți că ați organizat lucrurile punând în centru asistentul medical. Detaliați-ne puțin. Fără îndoială. Deci aș pune pe asistentul medical. De ce? Pentru că asistentul medical are o pregătire medicală. În medicina de dezastru, pregătirea medicală a asistentului este foarte, foarte de ajuns, da? Are o poziție centrală în organigramă și ar avea posibilitatea să aibă contacte și în sus și în jos cu cei care ar trebui să participe la intervenție, și ar avea și timp. Una este să scot din producție pe cel mai bun chirurg, cum ziceau teoreticienii sovietici la un moment dat, și să-l pun să facă triaj. Nu! Eu scot din producție un asistent care să se ocupe de planul de dezastru al spitalului. Mă înțelegeți? Asta este logica. Și planul acesta în ce ar consta? Nu știu. Păi ca să vă dau un exemplu, când lucram în Spitalul Militar Central, am făcut planul acesta și cu mai multe variante, inclusiv pentru căderea de corpuri cosmice. Iar când am fost la niște specialiști din străinătate, am văzut că făcuseră planul pentru topirea calotei polare. Deci pentru toate trebuie să te gândești. De ce? Pentru că ele sunt unite de trei elemente, și anume lipsa de personal, lipsa de facilități și acțiunea contra timp. Mă înțelegeți? Toate situațiile de dezastru sunt unite. Deci, practic, ca să traduc cum ce spuneți dumneavoastră, cum îi adunăm pe toți, nu, în situația respectivă, da. Cum îi organizăm pe toți, cum ne descurcăm cu ce avem, nu? Sigur. Și cât de repede ne mișcăm sau cum facem să ne mișcăm foarte repede pentru a salva vieți. Pentru a salva un număr cât mai mare de vieți. Aceasta este deviza medicinei de dezastru. Să încerc să salvez cât mai multe vieți. De ce? Pentru că dacă Doamne ferește vine cu tremurul de 200 de ani, vorbim de 50.000 de răniți în România care apar într-o oră. Da, avem, cred, o astfel de organizare în cazul unui cutremur? Da, în mintea mea. Atât.
Da? Altcineva, eu nu știu. Eu, ca să vă dau un exemplu, eu am încercat să fac această problemă. Eu am lucrat și la Ministerul Sănătății pe timpul când era o anumită doamnă ministru, poate cea mai slabă ministră din epoca post-decembristă, și la care i-am dus acest plan sub forma a trei dosare foarte groase și care mi-a zis, domnul colonel, am să mă ocup de ea, ea având sarcina foarte, foarte dificilă să-l semneze. Păi dacă erau adică atât de groase, atâta, domnule profesor, trebuia să-i faceți un rezumat pe trei foi. I-ați dus... Nu, păi i-am spus, nu trebuie decât, avea și rezumat, nu trebuia decât să semneze pe prima pagină. Avea și referatele diferitelor direcții de specialitate și tot. Și l-a pus sub un scaun, s-a așezat cu posteriorul pe el și peste două luni când m-am dus prin birou l-am găsit cu praf pe el. Drept care nici în momentul de față nu există la Ministerul Sănătății și ați observat că Ministerul Sănătății nu a condus intervenția în pandemie, deși conform legilor Ministerul Sănătății are atribuțiuni de coordonare a activității într-un singur formă de dezastru. Așa scrie la carte. Înțelegeți? În epidemie și pandemie. Dar din păcate nu au avut loc. Nu au avut loc. Asta e situația. Da, cum ar fi trebuit acționat în cazul acesta al pandemiei? Haideți să analizăm un piculeț situația, modul în care s-au mișcat autoritățile. Și-au gestionat criza. În primul rând, trebuia puțin făcută o... Deci, hai să vă dau un exemplu. Deci, când a fost 1977, era un singur spital de urgență, nu? Da. Da. Știți când au fost înființate spitalele de urgență? Normal ar fi să fie cele patru spitale, celelalte patru spitale. Știți când au fost înființate? Nu după 1977. Ele au fost înființate în cazul taximetristului, acela care a fost plimbat între spitale și a murit și s-a făcut un film. Da, moartea domnului Lăzărescu, da. Domnul Lăzărescu. Atunci s-au înființat spitalele de urgență. Dar nu pentru intervenția la dezastru, nu, pentru niște interese de feude medicale. Pentru că există și problema asta. Dacă aș fi fost după mine, în primul rând aș fi cerut tuturor spitalelor să facă o secționare foarte dură a circuitelor și împărțirea spitalului în COVID și non-COVID, cu sacrificarea unor departamente, pur și simplu aș fi închis departamentul de dermatologie, departamentul de psihiatrie, departamentul de balneofizioterapie sau recuperare și chestii de genul ăsta, și mi-aș fi făcut unde se poate, în spitalele multipavilionare, mi-aș fi făcut un pavilion de COVID, sau două, sau câte vedeam, pe măsură ce apăreau cazurile. Da? Doi, aș fi făcut rapid niște cursuri de genul acesta cu personalul care nu mai avea motiv de muncă, și aș fi transferat în serviciul de urgență sau în serviciile de terapie intensivă, aș fi întins oxigenul în... aș fi extins rețeaua de oxigen sau măcar aș fi făcut o rețea de oxigen pe butelii și așa mai departe. Eu am un plan, pot să-l pun oricând la dispoziție. Acum l-am arătat la un student care e interesat și vrea să-și facă o licență. Asta folosește planul meu. Da. Deci sunt niște soluții foarte simple și care nu le-am inventat eu, departe de mine, gândul pe care le-am citit și eu, făcute și puse la dispoziție de alți oameni care s-au lovit de această situație și care au pus pe hârtie. Da? Dar trebuie să ajungi să le citești. Da? Și bine ar fi să gândim cumva în perspectivă, așa înainte de emisiune pentru documentare, am mai căutat ce interviuri ați acordat și am găsit un interviu de acum vreo 7 sau 8 ani în care spuneați despre pericolul zoonozei,
Nu? Boala care se transmite de la animal la om. Și spuneați atunci că sunt foarte periculoase. Asta dintr-un singur motiv, că tratamentul nu e foarte eficient. Și de atunci spuneați că ar trebui făcute niște planuri foarte amănunțite de reacție. Iată că acum ne confruntăm fix cu această problemă. Moise în pustiu. Da. Da. Problema este că, din păcate, nu avem oameni. Iar, hai să vă spun o glumă. Când făceam masteratul de medicină de dezastru, la un moment dat a venit să intervină, să se înscrie la masterat un individ. Și eu l-am întrebat, zic, dar dumneavoastră ce sunteți? Păi lucrez la prefectură. Și ce faceți dumneavoastră la prefectură? Păi sunt directorul general pentru situații de criză. Și ce pregătire aveți dumneavoastră în problematica managementului dezastrului? Niciuna. Zici, păi de-aia vreau să mă înscriu la masteratul dumneavoastră. Deci, un director general din prefectura, dintr-un oraș din țară, era numit acolo fără să aibă nici cea mai vagă idee despre ce este dezastru. Ce părere aveți? Eu nu mă miră. Deci nu este un caz singular. Nu, din păcate nu e este. E o tradiție deja la noi, adică nu mai merge pe nimeni aceste lucruri. Da. Bineînțeles că acesta va fi sau singurul care va pica în cazul unei nenorociri, nu? Păi și uitați-vă ce s-a întâmplat sistemul... acum cu nenorocirea aia de la Onești. Cu acei doi oameni care au plătit o datorie care nu era al lor, vieții de ei. Nimeni nu se gândește, toată lumea a fost foarte mulțumită că au fost destituiți Popescu și Cuionescu ca conducătorii, da? Da. Dar nimeni nu spune introduceți cursuri pentru polițiști care să facă alpinism urban, nu? Nimeni n-a pus problema asta. Introduceți cursuri de tragere la distanță ca să puteți să aveți lunetiști care să rezolva problema aceea fără niciun fel de problemă. Pregătiți adevărați negociatori pentru că cel care s-a ocupat de... Care e problema să pun un om să ridic calificarea printr-un curs de 3 luni? Astăzi fac 3 luni de curs, la anul mai fac 3 luni de curs, peste un an voi avea un specialist. Nu? Ei, aceasta este problema și cu medicina de dezastru. Iată doamna profesor care este directorul masteratului de management al situațiilor de dezastru din cadrul facultății de geografie, se zbate, știți că nu are candidați la master fără taxă? Dar de ce? Este așa neimportant acest domeniu? Pentru că a fost un viciu de, cum se numește, asta știți mai bine. Procedură sau cum? Nu, să-l dau pe piață, să mă laud cu el. Publicitate, asigurarea publicității. Uh-huh. N-au avut niciun fel de bani, l-au pus pe niște rețele de acestea de socializare care nu au răsune, da? Presa nu a ajutat-o cu nimic. Pentru că eu sunt convins că există oameni, așa că în fond, să știți că omul acela care era director general în prefectură, eu l-am admirat. E adevărat că era un incompetent numit acolo, dar el totuși, omul ăla și-a dat seama că este incompetent și vrea să facă ceva. Mă înțelegeți? Adică nu toți oamenii din România sunt uscături. Nu, evident. Avem și oameni buni, da? Sistemul le anihilează și bunele intenții. Sigur. Adică la noi este această tradiție a scaunului și când ai pus mâna pe scaun, nu-l mai dai nici să... Așa. Când ai pus mâna pe scaun, pui dosarul respectiv despre planul de dezastre ca să te susțină. Da. Și totuși, ce ne facem? Românul, credeți că se descurcă mai bine așa la spontaneitate? Adică noi nu avem un plan, dar vom ști, vom fi spontani și ne vom descurca în momentul respectiv sau cum? Nu ne vom descurca și eu pot să vă dau cel puțin 10 oameni care au murit de pomană
în momentul care îi cunosc eu din cercul de cunoștințe al meu. Vă dați seama, eu n-am posibilitatea să am o imagine la nivel țară, care au murit de pomană prin lipsa de organizare, prin lipsa de asistență medicală. De ce? Pentru că toată lumea s-a focusat pe, nu mai s-a focusat pe ambulanțe, acum s-a focusat pe, s-a concentrat pe COVID. Înțelegeți? Și în momentul când eu m-am concentrat pe COVID, nu mai există altă boală. Nu mai sunt atent la altceva. Nu mai există inimă, nu mai există infarct, da. Nu mai există fistulă digestivă. Uite, am o fistulă digestivă care un prieten care pur și simplu nu are, nu-l primește nimeni în niciun spital și el moare. De ce? Pentru că are un cancer care nu îl tratează nimeni. S-a fost operat la un spital din București, Clinica Universitară, care nu-l mai primește. De ce? Pentru că e complicat. Da. Deci acea separare de care vorbeați din cadrul spitalului cu o anumită secție specială de COVID și celelalte urmând să desfășoare activitatea în mod normal, curent, ar fi rezolvat această problemă. Fără discuție. Păi dumneavoastră aveți impresia că COVID-ul chiar așa zboară de la, de la 10 metri, la 100 de metri. Nu e chiar așa, nu? Plus că există la ora actuală... Acum înțeleg că totuși așa, cam așa se întâmplă. Deci totuși sunt secții COVID, acolo unde stau doar bolnavii respectivi și de bine de rău funcționează și restul specialităților. Acum, am învățat după... Păi ne-a luat prin surprindere pandemia asta, domnule profesor, că doar nu ne-am pregătit înainte. A venit înainte, iarna, da? În decembrie, asta nu? E. A venit iarna în decembrie. Da. Da, nu e nicio problemă. Noi să fim sănătoși. Eu am imaginat un decalog al medicinei de dezastru în care am spus una dintre cele mai importante legi este să nu dea Dumnezeu românului câte poate duce. Că, uite, asta se întâmplă și în momentul de față. Câți oameni sunt suferiți din cauza neorganizării. Dar haideți să ne imaginăm așa un scenariu oribil, dar facem un exercițiu de imaginație și batem în lemn să nu se întâmple. Deci deja secțiile de ATI, acum înțeleg că iar s-au umplut, sunt pline, dar cel puțin aici în București. Vine cutremurul mâine, se prăbușesc clădiri, oamenii trebuie duși în urgență, în ATI-uri. Ce o să se întâmple? Cum vedeți lucrurile? Ce cred se că, va întâmpla? Cred că în țara asta există niște oameni care sunt plătiți să facă această treabă. Nu credeți? Sunt convinsă. He? Sunt convinsă. Atunci, hai să vă pun eu o întrebare. De ce când vorbim de mari arși, nu vorbește nimeni de transferul la Târgu Jiu sau la Baia Mare, a marilor arși, unde sunt cele mai importante secții de arși din România, au fost făcute de mult și au o anumită experiență. A? De ce? Pentru că niște indivizi le-au desfințat sau că funcționează, nu mai știu. Dar problema este de ce nu funcționează secția de arși de la Spitalul de Urgență? A? De ce? Toată lumea a făcut scandal, inclusiv au fost trimiși niște specialiști în Franța, să învețe, cred că au învățat franțuzește. Exact ce a spus dumneavoastră la început, vorbim 2-3 zile și după aceea uităm și ne vedem iară de ciubucurile noastre. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla într-un astfel de scenariu cu ATI-urile pline cu bolnavi de COVID. Mai vine și cu tremurul și rade de pe fața pământului clădirile astea. Super dezastru. Dezastru. Într-adevăr. Da. Ne mai paște un dezastru cel climatic. Despre asta tot vorbim. Batem apa în piuă de ani de zile. Știm cu toți, clima s-a schimbat. O vedem, schimbările astea produse de încălzirea globală sunt atât de evidente încât nu mai pot fi contestate, nici măcar de fostul președinte al Americii. Cum ne pregătim pentru asta? Sau să vă întreb altfel, credeți că lumea în general se pregătește și noi facem așa o opinie separată sau noi suntem în rândul lumii? Adică...
Știți ce se întâmplă în lume și nu numai la noi? Există o lege care funcționează, e o lege socială. Legea lui mie nu mi se poate întâmpla. Din păcate, această lege funcționează în creierul uman. Este implantată foarte, foarte adânc. Cred că e în rinoencefal sau undeva. Și ea ne face pur și simplu să trecem cu vederea și să ne ocupăm și să ne ocupăm de niște lucruri minore, dar care sunt zilnice. Înțelegeți? De aceea, singura șansă care este, și de aceea vă spuneam că lucrez acum la un articol, la o cercetare științifică referitor la risipa de apă, în care, uite, chiar o am acum în față, în care am un grup de 4 studenți, pentru că ăștia trebuie să se ocupe, nu eu. Eu am o anumită vârstă, mi-am trăit, pe aia mi-am mâncat mălaiul. Înțelegeți? Dar ăștia tineri trebuie să se ocupe de schimbările climatice, ăștia tineri ar trebui să se ocupe de restructurarea și reinventarea spitalelor, pur și simplu schimbarea modalității de a privi asistența medicală și altele și altele și altele. Da, o schimbare de paradigmă se impune. Dar aș vrea acum pe final de emisiune să ne spuneți pe scurt cum ar trebui noi, fiecare dintre noi, să ne pregătim. Să ne pregătim pentru cutremur. Fiica mea lucrează acum în California și acolo știți că sunt incendiile alea la ordinea zilei. Da, și da, acolo da. Fiecare locuitor, în speță și ea, avea băgăjelul pregătit cu tot ce trebuia în caz de lua bagajul în mână și... Rucsacul, da. Exact. Da. Rucsacul de fugă. Exact. Este și asta o soluție, numai că să avem unde fugi. Corect. Aici e problema. Deci, cel mai important este să avem în casă... cel mai important este să avem o anumită educație. Dar nu are cine să o facă, pentru că dacă vă uitați pe organigrama Facultății de Pompieri, care este facultatea care dă cadrele pentru IGSU, o să vedeți că nu există nicio preocupare pentru dezastru. La ei totul se termină la nivelul crizei. Mă înțelegeți? Dacă o să vă duceți la specialitatea medicină de urgență, o să vedeți că nu există nicio preocupare pentru dezastru. Deci, în primul rând, ca să putem să facem ceva, ar trebui să facem niște cadre pregătite în managementul... Până să facem cadrele alea, vine cu tremurul, domnule profesor, spuneți-mi mie ce fac eu, cum mă pregătesc eu, că n-are statul grijă de mine, trebuie să am singură. Ce fac eu, care stau într-un bloc vechi, posibil să se prăbușească la cutremur? Ce trebuie să știu eu? În primul rând, vă orientați în casă și vedeți care este punctul cel mai solid. Adică un punct care să fie între două bârne sau cu o bârnă deasupra sau ceva de genul acesta. Da? Doi, făcut o rezervă de apă, deci două baxuri de apă plată, da? O rezervă de ceva mâncărică, la care să dureze să aibă cel puțin 2 ani, deci trebuie cumpărată sau poate fi înrenoită. Un fluier, o lanternă, un radio portabil, da? Un ceas cu imagine, da? De cu cadran fosforescent, bineînțeles telefonul, o baterie, dacă undeva să am o baterie de rezervă pentru telefon, pentru că va cădea sistemul energetic, da? Și cam asta putem să facem. Și niște pături, bineînțeles. Niște pături și o haină care să ne protejeze și de frig și de ploaie. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru prezența în emisiune. Mult succes vă dorim în continuare și ținem aproape ca de obicei. La fel. Da, sigur, să rămână oricând la dispoziție. O zi senzațională, 4 minute până la știri, dragilor. Marius, ca de obicei, pe sens unic, eu sunt Mihaela Ioniță. La revedere, mi-a făcut plăcere. Ciao.